Pescarul și zâna apelor Se spune că, mai de mult trăiau într-o căsuță sărăcăcioasă un bărbat și nevasta lui. Abia își duceau zilele, iar greutățile erau tot mai mari și mai multe. Mai întâi, o furtună le stricase acoperișul, apoi, din cauza supărării, femeia se îmbolnăvise. Bărbatul mergea în fiecare zi la pescuit, dar, deși se urca în barcă înainte de răsăritul soarelui, de ceva vreme în undiță nu se mai prinsese niciun pește. Într-o seară, când omul se întoarse iarăși acasă cu mâinile goale, nevasta i-a spus. Bătrânii satului zic că osul unei găini negre atârnate în vod aduce noroc. E singura noastră găină, dar altă soluție nu avem. Oftând adânc, bărbatul s-a îndreptat spre cuibarul unde era găina cu pene negre, însă când pescarul a dat-o puce, găina a prins glas. Dacă-mi cruți viața, îți voi spune o taină care o să-ți fie de mare ajutor." Bărbatul nu se aștepta ca găina să-i vorbească și continua să se uite mirat la zburătoarea cu pene negre din mâinile lui. Sub copacul de pe celălalt mal al lacului se află o comoară. Ai grijă să nu dezvălui taina nimănui. Du-te între acolo la asfințit și nu-ți va părea rău, i-a mai spus găina. Năucit, bărbatul se urcă în barcă și nu se opri din văslit decât după ce a ajuns la copacul de pe celălalt mal. După asfințit, pescarul strecură mâna în scorbura copacului și dădu peste o mulțime de galbeni. Își umplu mână, dar când o scoase, în loc de un chiot de bucurie, scoase un strigăt de spaimă. Din lac se brusc zâna apelor. Poți lua doar câte o monedă de aur din scorbura copacului de fiecare dată când ai nevoie. Nu uita asta! Copacul va fi și mâine tot aici!" a spus ea cu voce blândă. Apoi îi zâmbi omului încă speriat de apariția ei și dispăru la fel de repede înapoi în lac. De la această întâmplare a trecut multă vreme. Între timp, nevasta i s-a însănătoșit. Își ridicaseră o casă nouă, masa le era belșugată și greutățile tot mai puține. Însă bărbatul început să nu mai meargă la pescuit. Le nevea cât era ziua de lungă și se urca în barcă doar atunci când avea nevoie de un ban din copacul de peste lac. Știind că scorbura e plină cu galbeni, omul a început să se gândească la un singur lucru. Ce-ar fi dacă aș lua toți banii din scorbură? N-ar mai trebui să bat atâta drum și aș deveni cel mai bogat om din ținut toată lumea m -ar cunoaște și m-ar cinsti. Gândul răul chinui nopți la rând până când, în cele din urmă, bărbatul se hotărâ să facă întocmai. Într-o seară, după ce soarele a sfințise, pescarul s-a urcat în barcă și a pornit către celălalt mal. Ajuns în fața copacului și a umplut sacul cu galbeni, zâmbind mulțumit în vreme ce lega cu grijă sacul, zâna apelor a ieșit din lac, lăsând în urmă flori de liliac alb. N-ai vrut să dai ascultare vorbelor mele," a spus zâna. Te-ai lăcomit și ai luat toți banii din scorbură. Acum copacul a căzut în lac și a speriat toți peștii care sigur nu se vor mai întoarce prea curând în aceste locuri. Când s-a întors către copac, pescarul l-a văzut într-adevăr căzut, plutind pe apă, chiar pe lângă barca sa. S-a uitat în sac, dar acesta era plin cu flori albe de liliac. Căindu-se prea târziu pentru lăcomia lui, omul s-a întors acasă. Când banii pe care îi mai avea s-au terminat, bărbatul a plecat cu barca pe lac, dar nu a mai prins niciun pește atunci a înțeles că cea mai prețioasă comoară este munca cinstită